What? 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 Ce abilitate a fost aia? No, hai să luăm oameni faini, ce faceți? Eu sunt Scaro și astăzi revenim cu un episod din Shadowfight 3 și probabil va fi ultimul episod pentru o perioadă de timp, fiindcă în caz că nu ați văzut live-ul de ieri, fiind de duminică, în fine, nu știu când vedeți voi videoul ăsta, am terminat povestea, fraților, da. Am bătut absolut orice era de bătut din capitolul 3, folosindu-mă de katana asta, în caz că vă întrebați, că mai îmi lăsați comentarii de genul Scaro, cu ce armă l-ai bătut pe bossul ăla și pe bossul ăla și mai departe. Am folosit katana asta, era apoi, am găsit o legendară în shop pe care am cumpărat-o, mai exact katana asta, dar să știți că eu chiar dacă m-am folosit de katana asta, fiindcă îmi place mie maxim cum arată, katana asta avea mai mult power decât katana mea aia mare, să zic așa, deci e perfect posibil să bateți absolut toți boșii folosindu-vă de orice katana. Eu asta v-aș recomanda să faceți. Acum dacă voi vă simțiți bine cu arma asta, de exemplu, Razor Age, Chofi, Rar, Glavie, în fine, folosiți arma asta, folosiți ce armă vă priește vouă cel mai bine. Bun, în episodul de astăzi deschidem niște chesturi prăjolite, facem niște side quest-uri, dăm niște meciuri în arenă în care probabil mi-o voi lua în freză, fiindcă e diferență uriașă de putere acum. Și hai să începem cu free card-urile. Și voiam să vă arăt cam ce iteme am eu pe cont, ce legendare am, trebuie să văd și ce e în shop. Ok, 60 de coinuri, ne dă un bonus card. Acum ce aș putea, ce am obs... Oh, what? Din free card, epic side, le aveam deja și le-a făcut upgrade. Super tare. Păcat că nu suport arma aia absolut deloc. E interesant, știi că am primit-o. Am mai deschis eu un free chest mai de dimineață, că intru să-mi deschid așa free chest-urile ocazional. Bun, și din cam în chestul ăsta, băi, ce bine am început. Uite o armură, care cred că e la fel de bună ca ca și armura pe care o port momentan. O armură și mai bună. 9 gemuri. Nice. Asta a fost cam în chest, dacă nu mă înșel, nu? Și am găsit 9 gemuri. Ok, nu e rău deloc, 9 gemuri din cam în chest. Și acum deschidem rar chest-ul. Hai să vedem ce noroc avem să, nu, găsim din rar chest-ul ăsta. Ok, hai. Open sesame. Solid band, slăbuți, triple lunge, nu-i new, păcat, mi-e întrebat o abilitate pe cască obligatoriu. Nu știu de unde să fac rost de o abilitate pe cască, adică parcă nu ar fi, frate. Ce sunt tentat să fac, vă spun acum, gen, eu o să mă tot joc, o să dau battle-uri și așa mai departe, hai să vedem ce armură am găsit. Vedeți că pe cască am o singură abilitate. Ce mă tentează să fac este să... Hai să vă și prezint ce am pe cont, dar în primul rând la căști. Asta e o cască legendară din capitolul 3, comune, rare, bla bla bla, presupun că le-am pe toate, nici nu știu dacă le-am pe toate sau nu. Asta este o cască legendară din capitolul 2 și aș putea să-i dau upgrade și ar ajunge la 756 power, da? Și casca mea cea mai bună, fiind asta, are 756 power, deci dacă eu îi dau upgrade pentru destul de puțin, ar ajunge la același nivel cu a mea cască din capitolul 3. Dar ce ar fi mai interesant ar fi că eu aș avea atunci abilitățile din capitolul 2, cum ar fi, de exemplu, Rising Tide-ul ăsta. Gen, abilități legendare și tot felul de chestii. Uite, Vengeful Tiger, am șansă mare de șoc, ceea ce dar după ce primesc eu șoc, nu e atât de bună. Anyway, ideea e că pot să combin abilitățile și oarecum să abuzez de ele, că în capitolul 2 erau abilități destul de interesante pe echipament și uite-te că nu mă costă mult, mă costă doar 145. Nu știu exact ce să fac, voi ce părere aveți, fraților, ce ar trebui să fac? Să încerc să combin seturi din capitolele anterioare, gen, sau să mă focusez pe capitolul curent? Bun, mai am un Epic Helmet care e tot din capitolul 2. Ce mai avem pe aici? Hai să vedem căști. Uite, asta e o asta, dacă nu mă înșel, este primul meu item legendar ever. Este o cască din capitolul 1. Și dacă îi dau upgrade, ajunge la același nivel cu casca mea din capitolul 3. Și casca asta arată genial, dar nu am nicio abilitate foarte interesantă pentru ea. Sau avem 50% nu interesant, electroshock, reduce your enemy defense. Astea-s dele cu de scad defense-ul și îmi cresc mie defense-ul. Cam așa era capitolul 1, mi-amintesc. Bun, lasă-l încolo. Nu știu, eu cred că ar merita să te uiți, deși două epice. Cred că ar merita să ne uităm la echipamentul din capitolele trecute, mai ales la armuri. Deci cască nu am mai bună momentan, dar armura am primit ceva mai bun. Uite, două, mai exact. Uite, asta ar fi cea mai bună, păcat că am doar o abilitate pe ea. Sincer, fiindcă am doar un perk de asta, aleg să folosesc rara asta, care este la fel cu cealaltă. 341 defense față de 347. Băi, care îmi place cum arată mai mult, hai să vedem. Băi, asta mi se pare mai faină, sincer, așa că voi folosi asta chiar dacă are puțin mai puțin defense. Puținul ăla de defense nu cred că face o diferență, sincer. Bun, hai să vedem armurii. Avem o altă armură epică din, legendară, pardon, din capitolul 2, pe care probabil o știți că am făcut video când mi-am făcut full setul acesta. Aș putea să-i dau upgrade și ar deveni mai bună decât orice armură de-a mea, ceea ce e destul de interesant. Aș putea să fac upgrade și la armura asta și la cască și să am setul din capitolul 2 în capitolul ăsta ca cel mai bun set, de exemplu, și mi s-ar schimba stilul de luptă. Aș avea abilitățile astea
poison skin și tot felul de chestii. Uite, deci poison skin-ul ăsta e super tare. Și puține abilități de picioare, ceea ce e meh, să zicem, e așa și așa, da? Uite, mai avem armura asta legendară, tot din capitolul 2. Aceeași poveste, dacă îi dăm upgrade, ajunge la putere de capitolul 3. Armură epică, păcat că nu am nicio armură legendară din capitolul 1 și asta este din capitolul 1, dar e epică, ok. Și la arme, arme am... Am destul de multe arme, fraților. Avem katana asta legendară, care este arma mea favorită din tot jocul. Avem katana asta altă, care e Eido katana. Epic saiurile astea, care au primit upgrade. Culmea, am primit upgrade și pentru katana asta și pentru saiurile astea. Bun, hai să vedem ce arme mai avem legendară și nu numai. Ei, arma mea legendară din capitolul 2, dacă îi dăm upgrade, devine la fel de puternică ca și katana, la power cel puțin. Dar nu-s atât de fan stilului ăstuia de luptă. Ce aș încerca, în schimb, sunt ceva duale de astea. Nu știu dacă există duale de astea legendare în capitolul 2, că mi-a plăcut stilul de luptă cu astea două săbi din capitolul 2 și abilitățile, nu știu cine știe ce, dar Bladen-ul ăla mi s-a părut foarte tare. Bun, hai să vedem ce arme mai avem. Mai avem nunchaku, dacă îi dăm upgrade. Da, deci am putea să ne jucăm cu nunchaku, cu abilitate legendară pentru nunchaku. Ar fi destul de interesant în capitolul ăsta, nu credeți? O armă epică, trei arme epice, toate din capitolul 1. Ia uitați-le aici. Asta, dacă nu mă șel, epic hammer-urile astea sunt ale lui Bolo. Shadow Burn, ok, hai să dăm apply, hai să ne echipăm bleeding-ul și aici avem Nutcracker, o abilitate ne-ar trebui, bun, ciclonul sau Nutcracker, hai Nutcracker-ul, da, și vedeți că m-ar costa 60, doar 60 de Shadow Energy să le duc la maximum power, nu știu, sunt tentat să o fac, hai să mai deschidem niște pack-uri, hai să facem și side quest-urile, că deja vorbim cam mult. Voiam doar să vă prezint cam ce item am, ce am găsit eu de-a lungul jocului, dar absolut fiecare item de ăla l-am găsit pe video, deci voi vă puteți uita în spate dacă vreți să vedeți videourile cum am trecut eu prin poveste și așa mai departe. Nu mai am aer, vorbesc prea mult. Bun, Solid Band-ul, Ebony Armor, nice, exact, adică voi folosi asta, bun, că e cea mai bună momentan. Casca, oricum am legendară, deci nu am de gând să folosesc altă cască prea curând. Și Steel Sai, am saiuri epice. Ok, continuu. Să zicem că e ok. E acceptabil. Aș putea, în schimb, să cumpăr, de exemplu, uite, un Dynasty Pack sau un pack de la din primul capitol. Că dacă eu găsesc un upgrade, probabil mi-l face la nivelul cărților din capitolul 3. 46.000 gold, nu știu exact cât mă costă un pack, sincer. Nu știu dacă ar merita să cumpăr gen câte unul din fiecare zilnic să-mi fac upgrade cărților. Hai că sunt curios, hai să cumpărăm câte unul din fiecare astăzi, așa să o facem mai special. Și după aia voi ține de gold să-mi cumpăr legendare, să-mi dau upgrade la iteme, gen. Bun, hai să dăm, asta e primul capitol, ia uitați, de la 130 la 600 power increase. La 632, da, de acum se crește mai greu. Ok, Shredder-ul, interesant. Training Uniform de la 100, nu știu cât, la 800, opa, bun. Și Plain Swords, care erau la 900 power deja, ok, interesant. Băi, îmi place măcar să-mi aduc așa cum ar veni itemele să fie la nivelul actual cât de cât, știi? În caz când mă decid să trolez sau să fac ceva mai diferit, să am cu ce iteme să o fac, știi? Să am iteme de putere destul de mare. Ok, Regu, iarăși Regu, vai ce nu-mi place itemul ăla. Sentry Guandano, am legendar oricum. Wooden Staff, ok. Și Double Shimitars, nice, deci săbile astea chiar îmi plac. Oh, și primesc Shadow Power de la, ok, dăm continuu. Și am stricat destul de mult gold astăzi, fraților. Bun, hai să dăm repede și side quest. Hai să ne echipăm armura mai bună, apoi dăm niște side quest-uri. Și v-am spus, nu știu când o să mai urmeze. Oh, nice, abilitate legendară, pam, 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 nu e rău. Bun, dăm back și side quest. V-am spus, da, apropo, ăsta e un side quest nou, pe care, uite, ne batem cu Falcon George. Nu știu cine e Falcon George, hai să vedem. Nu știu când o să mai apară episoade, fraților, n-am nicio idee, gen, când apare capitolul 4, cu siguranță vom mai face live și episoade de Shadow Fight 3, dar până atunci, numai dacă se întâmplă ceva interesant, voi mai face. Ok, Emissary Bot. Stai că ăsta mă bate. Really? Ui la el cum s-a oferit perfect. Dar stai, e numai head hits, că am uitat. Da, e numai head hits, de aia nu mi-eșa mie. Hăți. Hăți, bun, și acum mai dăm una când se ridică. Bum. Și mai duce, mă, omul nu se lasă, el nu se lasă, uite la el ce blochează. Adel îmi dă damage și dacă nu-mi dă în cap, voi vedeți, de asta e puțin ciudat. L-am nimerit, dar cum l-am omorât, că l-am nimerit în ficați sau ceva de genul. Emissary Bot, băi, nicio problemă. Vreau mai mult să vă cer reward și o să intru, o să mă loghez zilnic, cel puțin o să încerc să-mi iau reward-urile, știți, am mult gold pentru capitolul 3, asta vreau acum să fac, să strâng foarte mult gold pentru capitolul următor, 4, pardon. Și când apare capitolul 4, dacă vedem legendar în shop, de exemplu, eu direct o să am gold să o cumpăr, știți? No, bun, și acum, hâți, ok. Băi, nici nu știu ce s-a întâmplat aici, dar, adică nu a fost lovitură în cap, dar nu mă supăr.
Fraților, câți dintre voi, vreau să știu, câți dintre voi ați terminat jocul? Lăsați în comentarii și spuneți la ce capitol sunteți sau dacă l-ați terminat, gen. Stare curios, gen, câtă lume, pur și simplu, a terminat jocul. Iar ce mă mai gândeam că aș putea să fac, este să încep să-mi fac un cont nou, fără să bag niciun ban în joc și să fac un fel de challenge de la la modul că poate să jucăm fără arme sau să jucăm cu, nu știu, cu o singură armă de la începutul jocului până la sfârșit, ceva de genul, știi? Cred că ar fi interesant, dar mă voi mai gândi la chestia, Emissary Bot. Dacă aveți sugestii, lăsați în comentarii, fraților, ce gen, cum putem să facem seria puțin mai interesantă de Shadowfight 3. Ok, hai să vedem. Nici nu știu ce trebuie să fac. Cred că se regenerează opone. Da, opponent regenerates. Cât de fain arată ăsta. Băi, dacă de bine se potrivește arma cu setul lui. Așa el se regenerează, am înțeles. Bun, pe hai să-l luăm. A, m-a luat el. Păi bă, am zis că eu te iau pe tine. Dă ceva damage. Nu-i rău. Urâtă armă, frate, atâta nu-mi place arma aia. E greu să te bați contra ei, gen. Îți, bun, mă retrag, îi dau. L-am prins bine în sfârșit. Și acum, băi, dar blochează și... Băi, vedeți-mă ce abilitate... Asta chiar mă bate, frate, fii atent la el. Mi-a dat și șoc. Și nu mai am acum, gen, să-i dau combo ăla nebun. Vai că am zis că-i dau, dar el mai avea o lovitură de dat. Mă bate, nu știu cum să-l bat. Mă bătut sau nu încă, nu încă? Ăla-i, bun. Hai, come on. Îți, pam, ok. Fii atent ce dă-ți caro și că-i Son Goku cu pumnul. Bum. Pum, ok, ial, shit. Nu, a murit? Încă nu. Da, a murit acum, băi. De ce e atât de dificil tipul ăsta? Nu e easy cumva? Încă ceva ce nu știu eu la jocul ăsta este după ce se ia dificultatea sidequest-urilor, după numărul de trofee sau după ce mai exact. Sărim direct. Îți, bun. Bum. Și hai să începem cu abilități de alea ca lumea. Hai să începem. Ok, hai că l-am prins bine. Hai să-l omorâm că deja își bate joc omulețul ăsta de... Mamă, cum a prins! Băi, nu știu, nu e atât de ușor pe cât mă așteptam eu să fie. Mamă, ok. Ui la el ce mă bate! Băi! Nu e ok, nu e în regulă. Ok, mă retrag, îi dau. Hai că l-am prins. A, el m-a prins pe mine, am zis că eu l-am prins pe el. Băi, deci eu nu pot să fac quest-ul ăsta, fenomenal. M-a bătut de 2 ori, 2-0 mi-a dat confidantul. Wow, deci la asta nu mă așteptam. Dar sunt super tentant să-mi stric Shadow Energy-ul pe nunceacu. Să văd cum ar fi nunceacu aici, că știu că mi-a mers bine. Băi, hai să o facem, come on. 100 Shadow Energy, știu că aș putea să-i dau upgrade la katana, deci fii atenți. Fii atenți, dar nu fiți atenți, fii atenți. Poți să-i dau upgrade de la, wow, de la 1200 la 1400. Băi, în situația asta nu-mi vine să-i dau upgrade la nunceacu, sincer. Uai, de capul meu, 200 power, nu-i aiurea. Și ajungem și noi la 3000 și ceva power. Băi, hai să-i dăm upgrade. Uite așa, acum avem katana asta super strong, 3174 power. Ne mai trebuie o armură și suntem super pe bines. Ok, hai iar la side quest, fight. Easy, cică-i easy și mă bate ăsta de nu... A, acum e easy, cred că era hard sau medium înainte, nu știu. Teoretic, acum trebuie să dau mult mai mult damage. Nu știu, hai să vedem. Ok. Ohoho, pe da, frățică, acum mai vorbim și noi cu damage-ul. Adică uite-te cât îi dau prin bloc. Băi, ce diferență face, ok. Cred că atunci o să-mi bag absolut tot Shadow Power-ul în upgrade-uri pentru sabie, fiindcă, ați văzut și voi, îmi dă foarte mult upgrade. Alright, Scar-ul l-a bătut și pe ăsta, perfect. Ah, stai că mai trebuie să-l batem o dată, am uitat. Bun, băi, super interesant, avem sabia și mai tare. Sabia mea favorită din tot jocul, și ca design, și ca stil de luptă. Arma mea favorită, nu doar sabie, știi? Nunceagul, încă mi-au foarte mult damage, interesant. Ok, confident. Câți? Și-mi dă? Aaa, nu mi-a dat încă. Stop, ok. Deci, oai, dacă damage dăm, fraților, acum. Mamă, dar ce diferență a făcut un upgrade. Voi vedeți prin bloc cât i-am dat? Ce diferență uriașă a făcut un upgrade, nu? Upgrade. Nu vine să cred. Bun, hai să vedem ce facem în duel. Că în arena ultima dată mi-am cam luat-o în freză. V-am spus că a photic barrier-ul e nice. Dă-mi, te rog, ceva de cască, please. Da, și nu mai îmi dă nimic. Sau, am dat bonus card. Hai, ceva de cască, un upgrade extra pentru cască. Da, bineînțeles că nu-mi dă. Acute Naginata. 34 de Shadow Power, ok. Hai să intrăm la duel. Îmi mai trebuie 200 de trofee și ajung danul 6. Și dacă îmi dă oferte de dan 6, sincer, sunt tentat să o cumpăr, dar nu știu ce să fac. Ce mă gândesc eu să fac? Uite că acum am power cât ăștia, nu e rău. Acum am power cât ăștia. Ce mă gândesc eu să fac este să
îmi păstrez, gen, să ajung aproape de dan 6, dar să nu intru în dan 6. Și când apare ca... ok, dar nu mai am viață. Ok. Ia camoz, da, cam așa sunt luptele mai nou, gen, îți prinde un combo, ai murit. Tu dacă ai prins 5 comburi, tot nu-l omori. Acum hai să văd cum e cu arma nouă, dacă îi dau mai mult de mes sau sal. Da, interesant, interesant. Da, cum ziceam, aș vrea să-mi păstrez, gen, intrarea aia, oferta de dan 6, pentru când apare capitolul nou, știți, să încep direct cu legendară, să zic așa. O să-mi dea legendary pack de capitolul în care sunt, nu? Ok, nu aș vrea să-i dau shadow power, numai runda următoară, știi? Și de aia nu e... oh, l-am prins? Nu l-am prins, dar... nice, bun. Băi, dăm și noi mult mai mult damage acum. Da, e ciudat, vedeți cât de ciudat este că ne luăm atât de mult damage și dăm atât de mult damage, la modul că jocul ăsta a devenit numai echilibrat în momentul de față, fiindcă toată lumea dă damage foarte mare și ia damage foarte mare. Bine, mai ales noi, știi? Da. Hâți, perfect. Bun, dar de ce am dat damage atât de puțin cu shadow power-ul? Ok, please. Oh, cât de fain, am dat pe lângă, dar l-am nimerit cu al doilea hit. Dar de ce acum îi dau damage destul de micuț? Ok. Bun, și am câștigat. Am câștigat lupta versus Yakamozo. Bun, mai dăm încă vreo două meciuri în arena, fraților, și v-am spus doar, ăsta a fost un fel de, hai să zicem, info video, să știți cam ce urmează cu seria asta, ce... când mai vin episoade, nu știu să vă zic când mai vin, dar să știți că nu mai vin prea curând, știi? Și numai bine, ne luăm și un common chest. Ei, uite aici, mai putem da open la unul. Hai să dăm open și la asta, să vedem ce noroc avem. Și aș putea să-mi schimb aici reward-ul, să-mi pice din alte capitole reward-ul, dar eu vreau din capitolul ăsta, fiindcă nu am abilitate la cască, ceea ce e super trist. Și aș vrea să-mi cadă o abilitate. Oh, triple... ah, dar asta nu-i de mine, ok, m-am panicat. Și 9 gemuri! Băi, câte gemuri facem din common chest, nu-mi vine să cred. Și un pic de upgrade, ok. Bun, hai încă un duel, încă un duel. Mai dăm încă două victorii, mi-ar trebui să mai fac încă două chesturi, fraților. Și o să vă mai arăt două victorii și după aia încheiem și episodul ăsta. Bun, ne batem cu Exo și deja e diferență de aproape 100 power între noi. Mai exact de 95 power, bun. Și are Glavia. Băi, Glavia e o armă super, super puternică. Și nu e, gen, katana nu e cea mai bună armă versus Glavia. Da, de ce nu-l iei? Da, dude, nice, da, el se blochează, el știe să blocheze piciorul ăla. Uai, câtă viață mai am, eu acum am realizat. Și voi vedeți ce puțin damage îi dau eu? M-am ferit, adică am blocat. Oh, nice, și acum dacă îl țin în combo. Bun. Bam, numai problema este că acum are și el shadow power pentru runda următoare, dar am început bine, adică l-am bătut. Mi-am folosit eu Shadow Ability-ul. În runda asta eu o să-mi fac din Shadow Ability. Și dacă o să fac suficient Shadow Ability ca runda 3 să am Shadow Power-ul, teoretic ar trebui să-l bat destul de ușor. Teoretic. Practic, mai vedem. Boom. Nice. Și practic el și-a irosit Shadow Power-ul și-i dau Shep. Eram sigur că mă prinde nașpa. Hai, frățică! No, vedeți? E destul de... da, e destul de... nu mai e atât de amuzant, sincer, Shadow Fight-ul super late game. Bine, că ăsta nu știu dacă e super late game, dar e late game, adică am terminat jocul și suntem la 3000 plus power. Eu zic că ăsta e late game-ul. Ok, am dat pe sub, bineînțeles că am dat pe sub. Bun, hai că l-am prins bine. Bun, nice, abilitatea, gen, dacă o ratează, e foarte vulnerabil după ce ratează abilitatea. Bun, nice, hai că l-am bătut și pe asta. Și mai dăm un match, orice ar fi, fie că e win, fie că e lose, următorul match va fi ultimul. Fraților, nu uitați să lăsați un like dacă n-ați lăsat, adică suportul pe care l-ați arătat pentru seria asta a fost nemaipomenit. N-am mai avut nicio serie atât de succes, să-i spunem. Rar chest, not bad. O să încerc să vă mai prezint și chest opening-uri. Deci dacă strâng, gen, 4 rar chesturi sau rar chest epic, legendary, vrăjeli, o să vi le arăt, știți? Searching for opponent, super tare, hai să vedem. Asta are 3300 power, deja e diferență de 150 aproximativ. Nu știu, n-am calculat exact. Am mai mult shadow power decât el. Uite-l pe ăsta, are săbii legendare din capitolul 1 și echipament din capitolul 1. Cât de tare mi se pare chestia asta, nu știu, hai să vedem cât de bine ne descurcăm versus capitolul 1. Deci am dat extraordinar de mult damage, nu mă așteptam. Și asta a fost? Uai, am ratat-o. Bum,
mă retrag, da, aparent, aparent că, nu știu, capitolul 1 nu e atât de bun, dar mi se pare interesant că acum eu pot să, gen, îmi fac full set din capitolul 1 sau 2, la fel de puternic ca setul din capitolul 3, mi se pare foarte tare. Chiar mă întrebam dacă, dacă va fi așa sau nu. Săbile alea sunt faine, arată destul de interesant. Bun. Și sunt foarte fericit că se poate, la modul că ar fi fost chiar păcat cu atâtea stiluri de luptă. Am înțeles care-i treaba. Deci dacă îmi prind un combo de ăsta, sunt mort. Wow. Deci vedeți cât de ciudate sunt luptele, că și eu dau mult damage și ea dă mult damage și nu mi se pare foarte corect. A, m-a bătut ea, bun, nici n-am realizat. Nici nu știu ce abilitate are, nu mai țin minte abilitățile din capitolul 1. Da, da, sunt ciudate fight-urile acum. Mult damage și eu și ea, mai mult ea și puțin defense amândoi, știi? Nu e chiar amuzant, e un fel de cine de primul la câștigă. What? 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 Ce abilitate a fost aia? Băi, cât de genial a fost, n-am văzut niciodată abilitatea aia. Mamă, ce tare a fost. Și... nice. Please, zic o batem pe asta. Nice, băi. Băi, ce abilitate faină, n-am mai văzut-o niciodată în joc până acum. Wow, hai să mă repoziționez. Băi, super tare, ce chest primim? Sau e full, nici nu știu. E full chestul, slotul de chesturi? N-ar trebui, aia e common chest, bă, nu-i rău. 2085, acum sincer, cred că mai trebuie niște upgrade-uri să pot să ajung la 2200 oricum. Fraților, ăsta a fost ultimul episod pentru o perioadă de Shadow Fight 3. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, să aveți cea mai faină zi și noi ne vedem data viitoare, pa, pa!